La secția de gimnastică a clubului din Ghencea se lucrează din nou după relaxarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Sportivele de la Steaua născute în 2009, care anul trecut au fost campioane naționale, au respectat cu strictețe ședințele de pregătire online, iar antrenoarele Mariana Ristea și Angela Cacoveanu se arată mulțumite de nivelul de pregătire fizică la care se află acestea după revenirea în sala de gimnastică. Este o mare bucurie să vedem că ne putem aduna din nou în sală. Ne-a lipsit mult pregătirea specifică. Am încercat să ne adaptăm, sigur, ca toată lumea, condiții de pregătire acasă, la domiciliu. Pot spune că am avut o surpriză foarte plăcută din partea copiilor și a părinților totodată, care efectiv au amenajat în propria locuință un spațiu din ce în ce mai bine conturat, astfel încât copiii să-și poată continua programul pe care îl primeau de la noi zilnic. Ne-am adaptat, n-am avut încotro. Trebuie să găsim întotdeauna soluții. Bucuria a fost să vedem că atunci când am putut să ne revenim și să ne vedem în sala de antrenament din nou, condiția fizică a fost mult peste așteptările noastre și am reluat antrenamentele, pot spune, cu mare ușurință, pe pregătirea specifică. Viitorul sună bine și pentru gimnastica românească? Da, îmi place să cred că sună bine. Într-adevăr, avem în cadrul secției copii care promit, cu reale calități. E o generație frumoasă, care s-a și remarcat la nivel național. Sperăm să reușim să finalizăm munca depusă și eforturile unei echipe complete, spun eu. Antrenor, părinte, club, copil. Micuțele gimnaste speră să le calce pe urme altor campioane olimpice, precum Loredana Boboc, Sandra Izbașa sau Silvia Stroiescu, care s-au format și perfecționat în aceeași sală de gimnastică. O zăpăceam pe mami. Vreau la sală. Așa îi ziceam. Cum a fost să lucrezi de acasă? A fost puțin obositor, dar am evoluat și am transmis aceeași evoluție și în sală. Îmi place foarte mult solul, dar și bârna, și săriturile... Și paralel, toate îmi plac. Toată această perioadă, cum a fost cu antrenamente online? A fost bine, plus că am acumulat forță fizică și foarte mult control. Ne-am antrenat foarte mult acasă și, sincer, mă săturasem să mă tot antrenez. De-abia așteptam să vin la sală. De cine ți era dor mai mult? Și de colegele tale? Da, și de antrenori. Pentru că nu m-am mai văzut de mult. Okay? Și... Mi-era dor. Ți-era dor de colegele tale? Da, mi-au lipsit. Și mi-a lipsit toată activitatea. Ce-ți propui pentru viitorul apropiat? Vreau să fiu campioană.